Bună ziua, doamnă și domnule, Magda Popescu sunt și urmăriți analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Astăzi vă promit o ediție incendiară. Vorbim despre ce se întâmplă la Ministerul Economiei, pentru că ce să vezi, ce se întâmplă acolo ne afectează pe noi toți și informații pe surse primite de noi cei de la Antena 3 Vâlcea arată că domnul Năsui, useristul Năsui, nu se lasă el până nu distruge Ministerul Economiei, strică departamente, oamenii mor, se enervează, fac atac cerebral și așa mai departe. Domnul Năsui nu-i pasă, domnul Cățu închide în continuare. Despre aceste informații pe care noi, încă o dată vă spun, le-am obținut pe surse din interiorul Ministerului Economiei, discut astăzi cu doamna deputată PSD Daniela Oteșanu. Bună ziua! Bună ziua! Și cu domnul deputat Laurențiu Cazan, PNL. Bună ziua! Mulțumesc că ați acceptat invitația mea. Și mi se pare important astăzi să discutăm despre Ministerul Economiei și despre ce se întâmplă acolo, doamna Oteșanu. Haideți să încep cu dumneavoastră. Vi se pare oportun acum să schimbăm lucrurile într-un minister vital, Ministerul Economiei? Mi se pare într-o ordine oarecum firească în opțiunea domnului Năsui să facă ceea ce încearcă să facă acum. De când a venit în minister, prioritatea domniei sale a fost aceea de a restructura. Asta este expresia dumnealui, acel minister. De a distruge, practic. O să vedem până la urmă cum se vor întâmpla lucrurile. Vreau să cred că totuși va păstra o urmă de rezonabilitate și își va da seama până la urmă. De dacă nu își dă seama singur, poate va fi ajutat să-și dea seama că nu așa trebuie să se întâmple lucrurile într-un minister. Este trist, am înțeles că s-a întâmplat și un caz mai special într-o vinerea trecută, dacă nu mă înșel. Chiar directorul Direcției de Contencios, domnul... Da, exact, care încerca, am înțeles că și eu am citit pe surse, cum spuneți dumneavoastră, încerca să explice că totuși e nevoie. Aceste acțiuni tempestive sunt ilegale și e bine să se oprească și să mai stea, să mai analizeze și să reformuleze niște opțiuni, dacă le are, și să vadă cum se pot încadra în partea legală. Domnul Năsui este mai grăbit, nu știu de ce, nu știu cine îl grăbește și nu știu pentru ce și pentru cine se grăbește să facă astfel de mutări. IMM-urile sunt o poveste tristă la momentul ăsta, turismul mai mult stă decât se dezvoltă, iar dumnealui are, se pare, cu totul alte priorități. Este foarte clar acest lucru, că dumnealui are o agendă proprie, cumva... O fi proprie sau o fi lucrată într-un laborator mai... larg. Bun, putem să mergem pe această teorie dacă doriți, dar trebuie să o și probăm un pic dacă e. Domnule Cazan, v-aș întreba de ce înghite domnul premier Cățu asemenea mizerii, ca să spun așa. Pentru că există un proiect de hotărâre de guvern. Adică aceste lucruri, aceste modificări și practic desființări de departamente vitale din Ministerul Economiei au ajuns pe masa domnului Cățu. Admitem că domnul Năsui are o agendă proprie, dar domnul Cățu ce face? Păi nu știu dacă e o agendă proprie. Cred că cel mai important lucru este să ne ținem de cuvânt, iar în campania electorală am spus că vom restructura, vom moderniza aceste ministere. Toată lumea știe că în cadrul ministerelor, birocrația și modul de lucru pe care a fost făcut în ultimii 30 de ani nu este performant. Sunt scheme de personal supra-solicitate, oameni în minister care primesc salarii uriașe și care nu fac nimic în fiecare zi de ani de zile. Și iată că în momentul în care începi să rupi această caracatiță, se întâmplă ceea ce dumneavoastră... Ce se întâmplă? Mor oameni? Nu, dar unii sunt revoltați. Unii au murit. Poate că unii care nu muncesc și stau degeaba au interesul să își apere... Domnule Cazan. Domnul Doru Clăbescu, directorul Direcției Contencios, a făcut atac cerebral în birou și a murit. Încerca să-i explice unei alte directoare, încerca să-i explice că nu este de la resurse umane. Încerca să-i explice că nu este oportun să desființeze aceste departamente. Este o dezinformare asta, vă rog, doamnă Oteșanu. Oricum, lăsați-mă să termin. Eu v-am lăsat pe dumneavoastră. Dar terminați, domnul Cazan. Deci nu cred că este oportun să discutăm sau cred că poate să se întâmple lucruri inopinante în fiecare zi și nu cred că acesta a fost motivul. Dar, în principal, trebuie să gândim că noi trebuie să modernizăm și să reformăm, pentru că dumneavoastră, când mă prindeți aici la emisiune, ce ați făcut? De ce nu faceți? Deci, acum când facem, de ce facem? Eu vă întreb. Haideți să vă întreb altceva. Dumneavoastră, domnule Cazan, că
Pot să vă pun o întrebare? Vă rog. Vă mulțumesc. Noastră proveniți din mediul privat. Înainte de a fi deputat, erați un om de afaceri prosper, de succes, adică știți exact ce vorbesc când vorbesc despre business. Da? Da. Ministerul Economiei, în mod normal, ar trebui să creeze premizele necesare unui mediu de afaceri sănătos în România. Da? Vi se pare că asta face Ministerul lui Năsui astăzi? Nu, mai este o problemă aici. După Cazan spune e întrebarea mea pentru da. Mine. Nu, dar tăceați prea mult. Așteptăm timp prețios. Vă rog. Păi, dumneavoastră credeți că puteți să restructurați un minister sau ce are de făcut într-un fel cu persoane care nu sunt competente? Cu cine de unde știți treaba? Că nu sunt competente? Păi eu presupun, așa am auzit, așa s-a întâmplat și asta este ceea ce spun deci cetățenii. Deci mergem pe auzite? Mergem pe auzite când să dăm oameni afară și să desfințăm departamente? Mergem că așa am auzit eu și așa mi se pare mie? Dumneavoastră vă convine ca din taxele și impozite plătite dumneavoastră să plătiți oameni care nu fac nimic? Nu, nu-mi convine, dar cineva trebuie să scrie pe hârtie că acei oameni nu fac nimic. Undeva. Și demonstrăm că nu fac nimic. Păi, demonstrăm că nu fac nimic. Cine sunt cei care nu fac credeți nimic? Credeți că după o analiză de 6 luni de zile nu s-a demonstrat că schema de personal din Ministerul Economiei și nu numai este supraaglomerată? Bun, schema de personal putem lua și de la primărie, de la Consiliul Județean, de la toate, aproximativ toate UAT-urile, cu excepția orașului Călimănești, care e din punct de vedere administrativ, este în primele 10, se poate susține din taxe și impozitele pe care le încasează ca să plătească salariile timp de un an de zile. În rest, nu există instituție. Haideți să discutăm concret. Concret, trebuie să reorganizăm la un moment dat. Da, haideți să discutăm. Deci, dar vreau să spun și eu ceva, vă rog. Bun, eu cred că problema nu este numărul mare de salarii, cel puțin la momentul acesta. Dacă domnul Năsui cu departamentul domniei sale, cu aparatul pe care l-are la dispoziție, da, ar fi creat niște programe, ne-ar fi demonstrat că IMM-urile sunt importante, pentru că, de fapt, IMM-urile reprezintă motorul acestei economii. Ar trebui. Teoretic, așa se întâmplă, da, așa ar trebui să se întâmple, da? Dacă turismul ar fi reprezentat o oportunitate, mă întorc la turism, au fost făcute și aprobate, adoptate o schemă pentru un ajutor care înseamnă 20% între diferența între cifra de afaceri din 2019 și cea din 2020. Din cei 20% care au venit într-o primă fază, înțeleg că au rămas 8%. Din perioada în care trebuia să dea banii ca să ajute industria turistică, da, înțelegem că se vor da banii la final de an, când turiștii nu prea mai au ce operatorii nu prea mai au ce face cu acești bani. Deci eu cred că acestea trebuiau să fie prioritățile. Eu nu zic că schemele nu sunt stufoase. Or fi. Dar trebuie avute alte priorități în calcul. Deci nu trebuie să te duci acolo doar cu ideea, pentru că el asta a spus de când a venit. Prioritatea este să reorganizezi ministerul și să rămânem mai puțin. Bun, și domnul vine domnul Câțu în aceeași ordine de idei și spune nu, s-a înțeles greșit. Într-adevăr, se desfințează departamentele acelea, se creează niște servicii, dar oamenii vor fi redistribuiți spre alte sectoare în minister. Ați auzit această orice declarație? Orice reorganizare în orice instituție deci publică nu pleacă nimeni, ca să sună semnal de alarmă împotriv pentru cei care nu se nu, dar eu vă întreb, la vorbind și nu sunt profesioniști în instituțiile vorbind respective. Despre Ministerul Economiei, acolo unde știm ce se întâmplă exact, da? Deci, domnul Năsui vrea să desfințeze fix cele două departamente care au legătură cu IMM-urile și anume cele două structuri specializate care se ocupau de IMM-uri din cadrul Ministerului Economiei. Vorbesc de Direcția de Antreprenoria și Programe pentru IMM-uri, da? Da. Și Direcția Mediu de Afaceri. Deci a început domnul Năsui reorganizarea domnule Cazan cu ce să vezi? Fix cu motorul economiei. Putem să luăm în considerare că poate au fost două departamente care nu și-au făcut treaba și trebuie reorganizate. Eu pot să iau absolut orice în considerare și îmi pare rău că astăzi aici alături de noi... Acesta este motivul clar și concret. Dacă nu-ți faci treaba și nu ești în stare să vii cu soluții, trebuie să te reorganizezi. Așa face orice societate comercială, orice privat, în momentul în care nu merge... Da, dar privatul o face pe banul lui, domnule Cazan. Exact, ăștia o fac pe banii noștri ai tuturor. Păi, îmi pare rău că dacă reorganizăm nu este... Dacă nu înțelegeți ce a spus premierul Câțu? Că nu pleacă nimeni? Păi uite, vă și am declarația domnului Câțu, care... Deci domnul nostru i-a spus așa. Prin această reorganizare reducem funcțiile redundante, departamentele, mă rog. După aia vine domnul Câțu și zice... că nu e vorba de concedieri, ci doar de comasarea unor direcții, iar persoanele respective, bineînțeles că vor rămâne în minister. Deci despre ce vorbim, domnule? Despre restructurare. Cazan.
Sau despre să-i dăm afară pe oamenii lor și să-i punem pe ai noștri. Păi categoric vor avea loc angajări după aceea, da? Cu siguranță nu. Cu siguranță nu. Acum, dacă noi reorganizăm, putem să mai... puternice. Aia e altceva. Da. Bun, deci ce facem? Distrugem un minister al economiei? Nu distrugem niciun minister. Acum, pentru reorganizarea două departamente, considerăm că distrugem un minister al economiei? Cu siguranță nu. Ministerul Economiei are... Spun, cele două departamente care se ocupau de IMM-uri vor dispărea. Nu cred că o să acest minister începe un fel de structură. Domnul Bulai spune că se desfințe Ministerul de Interne. Da, eu zic să desfințe declarațiile domnului Bulai sunt, din punctul meu de vedere, de nesustinut. Dar nici n-ați ieșit să le contrazice într-un fel. Da, nu, eu nu sunt de acord. Dar cine a zis că... Dar știu, despuneți acum. Tot un deputat USR a spus că domnul Câțu ar trebui să... pe domnul Câțu ar trebui să le ia DNA-ul. Adică, nu vă supărați, sunteți colegi de alianță acolo de guvernare sau ce mai sunteți? Bine, acum, pe de Ungureanu vorbiți. Da, 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 da. N-a spus să vină DNA-ul. Nu, acum, noi știm foarte bine, noi două și știți, domnul Cazan, dar nu o să ne spună în emisiunea asta. E, nu se iubesc foarte tare ei acolo la eu n-am o problemă. Guvernare. Noastră nu, că noastră stăți în Parlament, eu vorbesc de ei care sunt la guvern. Așa, și sunt lucruri de lămurit în continuare, mă rog. Sunt elemente contondente v-am care apar între și la ei. Prima problemă care a apărut în alianță, da, odată cu, declarații, cu demiterea domnului Vlad Voiculescu, această guvernare așa va merge mai departe până în 2024. Păi pare că merge, dar nu pentru 2024. Că vă iubiți dumneavoastră așa, așa mai, că se mai și întâmplă. Vă pupați pe dinți pe acolo. Sau nu pentru binele românilor. Da, și v-ați băga... Tocmai e pentru binele românilor. Ia, lămuriți-mă v-ați înjunghia pe la spate unul pe altul fără niciun fel de problemă. Din punctul meu de vedere, alianța la nivel guvernamental pe mine mă interesează și la nivel parlamentar. Am văzut când a fost demis Vlad Voiculescu. Când se cerea demisia lui Câțu. Da. Adică mie mi s-a părut și că asta este o... Și eu am văzut unitatea atunci. Da, un element de mare coeziune. Solidaritate, da. Decât o situație de moment. Toate lucrurile au revenit sigur, la sunt normal momente în și momente, mai scurt timp. Dar fac parte din viața noastră. Așa s-a mai întâmplat și pe la dumneavoastră. Ne întoarcem la... Am zis eu că nu. Asta e viața politică. Ne întoarcem la IMM-uri. La IMM-urile care sunt care în groapă. Păi care n-au nicio oportunitate pe PNRR? Despre ce vorbim? Haideți să discutăm despre... Deci, în mod normal, domnule Cazan, îmi pare rău că nu e un reprezentant USR în platou, nu pentru că noi nu i-am fi invitat, și mai și, ci pentru că USR-ul, ce să vezi, acum sunt persoane importante în USR la au trecut, Vâlcea. Puteți să-i trimiteți... Și n-au parte cu incendiarea, a fost că e o ediție incendiară, atâtea ape care sunt pe țara asta. Puteți să-i trimiteți invitația pe adresa perului. Am înțeles. E, s-ar putea să funcționeze, o să încerc și așa, că poate cine știe. Era important, mie mi se pare o discuție importantă asta, aceasta despre ce se întâmplă la Ministerul Economiei, despre IMM-uri, despre turism, despre export, despre antreprenoriat, despre lucruri care ar trebui să spună țara asta pe roate. Venim după o perioadă pandemică, complicată, grea. Ce facem? Trebuie să mișcăm economia. Cum? Desfințăm departamente din Ministerul Economiei. Bă, dar suntem deștepți, doamna Oțișanu, nu e așa? Nu, dar suntem într-o restructurare continuă. Eu mi-aduc aminte că acum o lună de zile, trebuie să știe și colegul meu, au fost comisiile reunite de industrie, unde a fost invitat domnul Năsui, da, cu echipa dumnealui extraordinară. Și a venit tine. Așa foarte important, nu? Așa spun colegii care au fost acolo, că foarte, chiar prea important pentru ce se întâmpla acolo. N-a prea priceput el despre ce este vorba în toată dar discuția important aceea. Era. Erau industriași care puneau întrebări foarte logice și foarte concrete, întrebări punctuale. N-a fost decât divagație din stânga în dreapta, nimeni n-a înțeles nimic. Toată treaba era, mă vedeți, sunt ministru, sunt foarte puternic, aici voi fi, aici rămân 4 ani de zile și hai că mă grăbesc dacă mai aveți ceva de întrebat așa, ce fac diseară, cam cum sunt, dacă sunt vegetarian sau lacto-vegetarian, chestii de genul ăsta. Pentru că în celelalte puncte nu au dat niciun fel de răspunsuri. Erau oameni care erau interesați, pentru că tot vorbim de IMM-uri. Am colegi care sunt în sistemul ăsta, lucrează, au firme de loan, nu mi-au dreptul să nu se mai duc acum la târgurile internaționale. Nu mi se pare firesc, este absolut aberant. Târgurile internaționale nu se mai țin în primul rând. S-au mai ținut, lăsați, în condiții de siguranță, ba da, s-au ținut. Cum v-a zis Năsui, ce mă, că nu vă mai dau niciun bani? Exact, despre asta vorbim, haideți să nu. Unde să meargă unde? Unde se duce toată lumea, domnul Cazan? Unde se duce toată lumea? La târgurile mari, dați-mi un târg mare de importanță. Atunci la târgurile mici, când suntem mai mici. Unde? Da. Domnul Cazan, dumneavoastră... În Germania, în Anglia, cum unde?
Unde? Cum unde? Doamna, a, vreți locația? Da, spuneți-mi unde s-a ținut în 2001 ăsta. Vă spun eu, Bauman în regimul pentru materiale de construcții nu s-a ținut, deși 90% era în outdoor. Ia vorba de materiale de construcție, păi nu vorbim numai despre chestia asta. Păi, discut, păi dacă cele outdoor nu s-au putut ține, da pe cele indoor. Deci, haideți să... Adică atâta relaxări au fost în perioada asta și nu ați încercat să-mi spuneți care relaxare? În spectator. România, că Germania a fost închisă din 12 decembrie. Dar nu e vorba numai despre Germania. Pe unde? E vorba și despre Grecia, este vorba despre alte țări, unde? Despre Franța. Păi dați un exemplu dumneavoastră de un târg, dacă îl știți dumneavoastră, dați-mi exemplu. S-a ținut acest târg. Unde? Bun, este foarte bine. Vă provoc pe Facebook și dumneavoastră îmi răspundeți de ce nu am mers acolo, da? Da? E în regulă. Deci, soluția, domnule Cazan, este ca aceste departamente să dispară, nu? N-a spus la... să dispară, reorganizare dispare. Dar reorganizare ar trebui să fie una legală, zic și domnul eu. Domnul Năsu este legală, un politic și a mai fost făcut acum 6 luni. Cum și-l asumă, domnule Cazan? Cum și-l asumă? Și-l asumă, politic. Ce înseamnă? Adică ce înseamnă lucrul ăsta? Dacă el nu va duce mai departe sau ceea ce face el acum, poate să fie inclusiv el mă remaniat. Serios? Dar asta, da. Și Barna ce zice la chestia asta? Și cine îl remaniază pe Năsu? E un ministru. Cel care are dreptul. Așa, să mai facem o să văd unde au fost târgurile, trebuie să îi le dau pe toate. Da. Ne dați după emisiune, nu vorbim. Da, haide să mai mult timpul, că vorbiți mult, n-ați spus dumneavoastră așa. Deci, domnul Câțu, credeți că l-ar remania pe Năsui? Nu cred, doamnă. Dacă ești un ministru, nu contează ce ministru este neperformant. Ați observat. Și dacă mi se pare că Raluca Turcan este un ministru performant? N-am atât de multă cunoștință în domeniul legislației multe. Nu, așa cum vi se pare, cum s-ar putea să pară celor care ne urmăresc acum. Nu pot să spun. Da, nu puteți să spuneți. Bun, haide să ne îndreptăm atenția și către PNRR. Bă. Către ce se întâmplă cu PNRR-ul, pentru că și acolo e jale. Jale, jelanie. Domnule Cazan, v-ați pozat, dumneavoastră, ăștia de la guvernare, PNRR, aducem bani cu nemiluita în țara asta, numai să fiți voi în stare să-i luați. Păi ce făcurăm, că nu-l semnarăm? Deocamdată. Deocamdată. Păi alții l-au semnat, știți, nu? Nu să ce înseamnă acum, nu vin un miliard 300 de milioane de... Dar lăsați-mă și pe mine să mă dezvolt. Păi, dacă vreau, faceți și schimb de locuri. Haideți să... N-aș zice că stăm bine fiecare cum stăm. Să o ascultăm pe doamna Oteșanu, deci, după care... Deci pierdem 1.300.000.000 de euro anul ăsta, da? De ce? Pentru că PNRR-ul, domnul Câțu ne spune că, sau și cu domnul Ghina, ne spun cumva că prin septembrie așa să așteptăm și că primii bani vor veni în ianuarie. Ce facem cu deficitul în condițiile astea? Bugetar? Care aveau o șansă să fie anihilat de acești bani care intrau? Păi facem împrumuturi, nu? Proiectelor din momentul nu, dar facem împrumuturi pe ei? Mai discutăm în emisiunile următoare. Facem împrumuturi? Putem să facem și împrumuturi, nu asta ar fi. Putem, domnule, că mai avem până la 55 un pas. Și după aia începem cu scăderile. Rafa, are 75. Și astăzi, dacă uite, vă dau... Da, dar e Franța și are putere economică. Da, vă mai dau informații. Încercați și la Ministerul Economiei nu fac restructurile care le face Năsui. Vă dau o veste proastă, da. Așa este. Păi așa este. Mă bucur că suntem de acord. Bun, deci e bine ce se întâmplă cu PNRR-ul, domnule Cazan? Nu e bine, dar nu se poate să spună lucrul ăsta. Acum, cum sincer adică? Vorbim. Stați o secundă, haideți. Acum toate lucrurile astea sunt importante. Dumneavoastră, când vine PNRR-ul în Parlament, vă retrageți ușor unde într-o cameră. Unde să mă retrag? Dar nu s-a votat. PSD-ul. Dar nu s-a votat. V-ați retras într-o cameră ca să spuneți, stați să vedem dacă votăm sau nu. Sau nu, dacă nu, s-a spus foarte clar de la microfonul venit, camerei că nu se votează. Ce să votăm? Trei prostii care le-a spus Câțu? Nu mai contează. Și trei jigniri? Cum nu mai contează? Contează că a venit, ne-a jignit 10 minute, după aia s-a așezat. Considerați că acest PNR este important pentru români. Dar cine a spus altceva? Noi o să-l... Păi nu, dar tocmai. Noi o să-l implementăm. Tocmai de asta sunt așa de interesată, pentru că știu că e important. Da, ați citit care sunt principiile, că toată lumea spune IMM-urile nu beneficiază de PNRR. Da. Mulți din acest bani se vor îndrepta către reforma instituțiilor statului, nu către... Dar pe economie verde se îndreaptă 30%? Se îndreaptă 30%. Da? Bun. Și aici puteam să facem ceva pe linia aceasta? Pe linia de IMM-uri. Da. Păi cu siguranță pentru nepoluare, pentru tot... Putem să le facem asta. Nu spun că nu le facem. Oricum, cred că mai mult de 50% din cei 15 miliarde de euro care sunt veniți bani direct... Că digitalizarea este și importantă, că merge pe administrație, dar înțeleg lucrul ăsta. Cred că PNRR-ul trebuie să fie un proiect de țară și... Așa trebuie și eu, numai domnul Câțu a trebuit altceva. Regional să fie important la fel, ar fi să-l indiferent cine este la guvernare, să reușim să le implementăm. Deocamdată, eu pot să recunosc, în momentul de față, legislația privind absorbția fondurilor europene, cine a fost la guvernare până acum, că am fost și noi și dumneavoastră, n-am reușit să o facem atât de simplificată și de
ușor abordabilă, astfel încât să putem să absorbem acești bani cât mai rapid. Domnule, dar din PNRR Vâlcea, așa ce știți dumneavoastră? Da. Cu ce ar putea beneficia? Nimic. E județul premierului. Da. Noi ne vor bucurăm. Vor veni banii, să știți. Păi nu spuneți-ne pe ce. Se va face. Nu pe unde luăm? Pe unde îl facem? În câte benzi? În două jumătate? În 2 și un sfert? Două benzi pe sens. Pe unde nu ne așteptăm o să treacă drumul acesta? Nu știu, mi se pare, în primul rând... Nici măcar nu a apărut în forma inițială a draftului pentru PNRR, nici măcar nu apărea ca drum expres, ci ca legătura Râmnicu, da. Vâlcea-Tinghen. Da. Acolo sunt discuții mai largi. Nu contează cine e la guvernare, nu contează cine e premier, dar nici eu n-am spus așa ceva. Asta. Deci drumul ăsta trebuie să fie făcut. Și expres, da. Nu reabilitarea acelui drum pe care îl propune ministrul transportului, domnul Drulă, nu cred că a făcut, nici măcar nu a mers pe el pe Google Earth, dar apoi să fi urcat în mașină să fi mers pe el. Domnul Drulă, deci are talentul ăsta să vorbească mult, da. Și ne e inspirat. Propunerea asta este o bătaie de joc la adresa județului Vâlcea și o spun că a asumat, nu e niciun fel de problemă, nu putem să facem lucrul ăsta. Mi-aș dori ca și colegii mei din PSD să fie odată... Nu, dar premierul Cățu ce face dacă Drulă a luat-o pe arătură? Da. O să-l sancționeze cât de curând. Nu e șeful. De ce îl dăm afară și pe Drulă. Da. Urmăriți aici ce se întâmplă. Deci Năsui mai are 2 pași, Drulă 3. Da. Puternic câți o să... Nu, acum discutând nu facem la da, nivel nu, de... Da, nu, eu vorbesc la foarte, asta, serios. Foarte serios. Deci acest drum este singurul drum care ne poate... Dar suntem de acord cu toții. Pe harta economică a cui? De ce nu ne-a spus în master plan? Uite, am avut o scăpare. Ne așteptam să veniți dumneavoastră și să ne luminați. Păi n-am mai putut să mai modificăm acest master plan. De ce nu lăsați, că puteați să-l modificați. Haideți, nu, mie nu puteți să-mi spuneți lucrul ăsta. Nu, vă spun serios. Da. De ce nu l-ați spus în master plan când erați la guvernare? Nu, dar acum sunteți dumneavoastră la guvernare, nu vă spuneți. Păi n-am cum să mai modific master planul. Mm-hmm. N-am cum. S-a finalizat 2021. Era pe... Vine 2022. Am înțeles, dar nu mai putem pe suntem de acord cu chestia asta, asta. Da, nu, da. Nu mai putem. Da, mi se pare eu trist întreba, că nu, găsim, este legitim aici. Găsim scuze, domnule, că ne-asum chestia asta. Năsui, nu știu cum își asumă, că eu mi-asum chestia asta recunoscând. Da, domnule, a fost o scăpare, a fost o chestiune care n-a fost în regulă. Cum Dumnezeule din toate ce și erau și până la urmă, PSD-ul a plătit pentru niște chestiuni care nu au fost făcute în regulă, da? Și USR-ul probabil va plăti. Acum de mână cu PNL-ul, că nu puteți să plecați la plimbare unul fără altul. Hai, vedem. Sigur că da. Domnule Cazan, mi se pare trist. Suntem în august, discutăm de PNRR doar pe hârtie. Este posibil să-l semnăm în septembrie sau nu se știe când asta, da, dacă cumva... Că vă întreb. Vă aduceți aminte, a apărut pe sursă, Comisia Europeană a respins proiectul pe energie pentru că erau alocați 600 de milioane de dolari. De euro, de euro. Cu destinație? Așa au considerat ei, nu noi. Nu, e adevărat. Dar cum e adevărat? Nu, pentru energie. Ce nu e adevărat? Noi am mers cu 600 de milioane de euro pentru extinderea rețelelor de gaze. Iar Comisia Europeană a spus că faptul că gazul natural nu este verde. Nu. Și atunci a trebuit să se găsească soluții, de aceea a venit și ministrul energiei la ICSI pentru a găsi soluții de a introduce hidrogen în rețeaua de gaze. Domnul Cazan, dar când ați depus prima dată planul, nu vi s-a spus același lucru? Nu, doamnă, că prima dată s-a întors, asta a fost singura problemă pe partea de energie. Dar e normal, mergi cu o propunere, erau propuneri pentru apă și canalizare care nu au fost sustenabile prin PNRR, pentru că ne-a spus că mai avem 50 de miliarde de euro la dispoziție pe programul operațional regional. Deci... Da. Eu chiar aș vrea să mai avem dacă... vreo 14 miliarde de luat din exercițiul financiar 2014-2020 cu extindere 2023. Da, vă rog. După ce terminăm emisiunea, da. Vă duceți la domnul Gută, ok, partenerul dumneavoastră, și îl rugați ca domnul Florescu de la Apavil să ne ajute și pe mine, că eu stau la Ministerul Fondurilor Europene în fiecare săptămână. Nu, dar lăsați-mă că eu vreau să spun ceva la modul general, am întrebat cu Gută. Nu, ascultați-mă o secundă. Poate ne ajută și domnul director de la Apavil să finalizăm o dată pe emoțeată. Domnule, îl auziți pe domnul Cazan, luați-o ca o invitație, ca să nu vă deranjez eu. Păi nu, da. Așa, ca de la partener la partener. Da, stați puțin, că nu înțeleg o chestiune. Dar ce vă dă afară? Exact. Dacă vă dă afară? Sau nu, dumneavoastră nu aveți dialog cu directorul de la Apavil? Păi nu, că sunt subordonat. Ia uzi, ce surpriză. Domnului Gutău.
Păi bun, ok, dar nu e primul director de la Pavil care este subordonat primăriei din Micuvâlcea și primarului în funcție. Indiferent ce îi se cere, întotdeauna are o problemă și nu le rezolvă. Dar cu domnul Vrăvulescu a discutat că e viceprimar, zic și eu. Sau poate că domnul Gheorghiu poate vă ajuta. Nu e colegul dumneavoastră de alianță? O să vorbesc cu domnul Gheorghiu, că domnul Vigil Vrăvulescu a fost lăsat în afara. Da, explicați-mi și mie, că uite, dacă tot... Acum nu putem fi toți la putere. Într-o alianță, da, e normal, nu. Sunt conștient de lucrul ăsta. Da, explicați-mi și mie, că... PSD-USR... Poate nu înțeleg eu. Dată, mai... Vedeți cât de bine vă înțelegeți la guvernare? USR, așa, la nivelul municipiului Râmnicu-Vâlcea. Bun. Și acum să vedem dacă eu am înțeles bine. Nu, dar am auzit o declarație a lui Gheorghiu cum că USR-ul intră în această alianță. Și eu am aceeași problemă. Deci dumneavoastră aveți o alianță la nivel central guvernamental cu USR, da? Sunteți la guvernare cu USR-ul. Da. Sunteți. Da. Este de necontestat. Adică, da, adică nu putem să spunem, domnule, nu suntem. Sunteți. Domnule, la nivel local... Cum stau lucrurile? Mai aveți o alianță cu noi? Noi încercăm să fim la alianță cu noi, ne menținem ceea ce ne-am asumat față de ei în alianța pentru Râmnicu. Ce v-ați asumat? Să modernizăm Râmnicu. Noi vrem în continuare să facem lucruri. Dacă domnul Andrei Gheorghiu a hotărât la nivel local, la nivelul județului Vâlcea, binelui, ce sunt eu de vină? La nivelul județului Vâlcea, domnule Cazan, mai aveți o alianță cu USR? La nivelul județului Vâlcea, eu personal, cât și domnul Buican, cât și doamna Banu, avem o relație extraordinară cu domnul Marian Lazăr, cu domnul deputat. Deci noi ne înțelegem la nivelul județean. Așa. Problema este la nivelul municipiului. Dar nu vă spălați, președintele lui USR este domnul Gheorghiu, că mie nu, adică eu așa mi-am duc aminte, nu? A fost încă ales este, de curând, păi nu, este, că a fost ales, curând, adică un scandal, fără scandal. Îl dăm afară. Cine? Cine poate? Încă o dată, deci vreau să vă înțelegeți cu domnul deputat Lazăr, care domnul deputat este deputat. Da, are... Deci noi avem o alianță corectă și noi nu am dus... Nu am încălcat nimic din protocol. Dar să înțeleg că domnul Gheorghiu are o agendă proprie, este pe persoană fizică dumnealui? Fizică, părerea mea. Eu am fost un susținător al lui și am crezut foarte mult în el. Dar ceea ce a făcut în ultimul timp mi se pare inacceptabil. Adică nu credeam vreodată că se va ajunge la situația asta. E o agendă proprie, asumată, e problema lui acum. Da, declarații nu au fost în sensul ăsta. Oamenii au spus că vor vota... Cel puțin asta am înțeles eu. Da, doar ce li se pare în regulă. Da. Doar ce li se pare în regulă pentru râmnicieni. Acum nu vreau eu să-i laud sau să le iau apărarea, ferească Dumnezeu, nu sunt adică în situația asta. Tot ceea ce propune Mircea Gutău și o serie să pare în regulă. Aveți o problemă cu domnul primar? Nu, doamne ferește. Vă rog să-l invitați într-o emisiune. Da, neapărat. Eu n-am o problemă cu domnul primar. Cred că, eu vreau aveți mai multe, nu? Eu vreau să-l înțeleg pe domnul Gheorghiu cum... Cum a putut să se ducă cu domnul primar? Și îl duce către Mircea Gutău. Asta este singura mea întrebare. Dar de ce credeți că îl ia și îl duce? Ce credeți că este... domnul Gheorghiu are vreun electorat în buzunar pe care îl ia și îl mută dintr-o parte într-alta? Dar ce a fost întrebat electoratul când USR-ul a făcut pact cu PNL-ul, dacă sunt de acord? Că am făcut un pact la nivel național. Dar la nivel național a fost întrebat cineva? Dar nu vă spărați aia cu fără penal în funcții publice, adică zic și eu, nu știu, nu domnul e Barna, nu e pe aia. Nu de autor acolo. Nu dau cu părerea despre domnul aia. Barna. Îmi dau eu, trebuie să plece Barna. Nu? Primul care trebuie să plece este Barna. E Barna, nu? Da. Și eu zic la fel, adică dacă ar fi să rămânem fideli principiilor, crezi... Trebuie că suntem transparenți. Păi aia zic și eu. Da, suntem transparenți. Corecți și fără penali, adică gen. Și eu susțin chestia asta, să plece Barna. Nu comentez. Dumneavoastră nu puteți să comentați, domnule Cazan, că dumneavoastră l-aveți pe Barna acolo în coastă la guvernare, vă dați seama că E și aproape de domnul Câțu, așa, și domnul abia ce a declarat că îl susține pe domnul Care Câțu. Abia, că sunt de vreo 3 luni de zile. Da, da, e printre primii... Dar, domnule, poza aia tristă cu domnul Orban, v-a plăcut? Acea poză tristuță rău, singur acolo la Cluj, părăsit de toată lumea. Indiferent în ce tabără sunt, gestul este unul inacceptabil. Incalificabil, din punctul meu de vedere. Și unde? La Cluj. Unde e Fruncea? Unde oamenii sunt civilizați? Hai că Fruncea e banat acolo, eu e nu banat. Știu cum e. Da. A, mă scuzați. Bun, dar bănuiesc că și pe la Arad va face. Îi se întâmplă cam la Cluj. Dar nu, da, Clujul, domne, adică ne luam lumină de la Cluj în fiecare zi. În fiecare zi, în prime time, trebuia să ne luăm lumină de la Cluj. Că la Cluj se întâmplă... cele mai minunate. Și să ia lumină de către Cluj din PNRR. Da.
Și eu mai ales de când noroc că nu ne mai luăm de la Rareș Bogdan Lumină. Că în ultimul timp nu l-am mai auzit, mulțumim lui Dumnezeu, suntem bine. De câte ori vorbește Rareș Bogdan, PNL o să mai duce 2% în jos. Nu știu dacă ați observat chestia asta. Nu am observat lucrul ăsta. N-ați observat, ia să urmăriți. Se referă doar la partea asta internă a lor de alegeri. Nu. N-am mai trecut la genul ăla 30 de zile, pensiile, pac, țag, la dreapta, la stânga, omorând, dăm cu pac. Bine, omul o fi și în concediu, acum nu e cazul să-l deranjăm. Iar trebuie un concediu din ce văd eu, da. Este în campanie electorală peste tot, da? Asta e acum. Cine e în campanie? Domnul Rareș Bogdan. Deci nu e în concediu. E bine. Nu, e în campanie electorală, susține... Dumnezeu, eu de-abia aștept să terminați cu alegerile astea, să se aleagă cine să o alege, că poate vă mai ocupați și de guvernare. Adică zic și eu, poate mai și guvernați, știți? Mai dați și niște legi bune pentru țara asta, mai mergem și noi puțin înainte, mie mișcă în căruța. Mergem în sesiune extraordinară ca să votăm legea consumatorului... Nu știu. Care legea consumatorului ce ar trebui să legifereze, doamna Oteșan? Este vorba despre partea de energie. Ei au avut o ordonanță de urgență care cumva proteja consumatorul. Da. E un termen și-mi scap, acum îmi cer scuze, dar îl găsesc sigur. A. Așa. Și care acum se renunță la ea și noi PSD-ul am cerut să facem sesiune prin ambele camere, să facem sesiune extraordinară pentru vulnerabili consumatori. Da, acum mă gândesc că pentru consumatorii vulnerabili mergem 2 zile la Parlament, nu? Eu mă cu duc. Siguranță, să stau și în vacanță, n-am nicio problemă, n-am nevoie de vacanță parlamentară. Dar totuși aveți. Era vorba de consumatorii vulnerabili. Sunt 500.000 de oameni care nu din rea credință nu-și plătesc facturile, ci... Ce fel de consumatori? Cei de energie electrică. Da. Da, e durere pe zona aceasta. Este propunerea noastră să vedem cum va trece de birourile permanente ale celor două camere. Așteptăm decizia birourilor deja. Permanente și cu siguranță ne vom mobiliza. Bun, deci PNRR n-avem. Avem doamne, dar vine. Vine. E pe vine. Când? Când o putea. În cel mai scurt timp. În cel mai... Suntem în vacanță parlamentară. Vă dați seama... Deci PNRR-ul a luat vacanță. Da. Te rog până și PNRR-ul a luat vacanță. Haideți, nu mai... Păi nu, dar să știți că celor de... cei care conduc IMM-urile în țara asta, lor nu le vine să râdă absolut deloc. Păi e ceva de râs? Cei care au afaceri în turism chiar își mult părul din cap. Banii din PNRR nu sunt pentru IMM-uri în mare măsură. Deci nu, toată lumea confundă și vin și, mă rog, unii colegi care n-au apucat să citească și să spună opiniei publice despre ce e vorba. Se referă mai mult la modernizarea și reforma instituțiilor statului, nu neapărat în partea privată, că va beneficia și privatul ulterior de chestia asta. Asta sunt principiile, dar asta sunt principiile domnul de bază. Domnul Bazan, da, de ce ați luat, domnul, etichetele de vacanță? Că tot vorbim de turism și turismul este partea ministerului mult discutat. Da. De ce doamna Popescu ne-ar menita un etichet de vacanță? Care de ce? Păi nu trebuia să extindeți, trebuia să amendați, trebuia să anulați. De ce unii trebuie să primească? Păi da, stați puțin. Eu îmi cer scuze. De aceea dumneavoastră sunteți într-o zonă socialistă. I-au pus pe toți la punct. Dacă nu pot beneficia, gata. Da, s-a dar de ce n-ați dat și la mediul privat? Adică pe mine nu mă deranja. Lăsați la stat. La mediul privat îți poate da patronul. Pur și simplu nu-l oprește nimic să-ți păi facă acest patru. Păi da, că ăla e un business chiar privat. Exact, adică da. E omul ăla pe banii lui. Dar acele vouchere, lipsa acestor vouchere, anul ăsta se vede foarte clar. Lipsa lor se vede foarte, foarte clar în activitatea turistică. Că tot discutăm de... Da, era un ajutor, era o gură de aer. Ce pentru... Ce ajutor a fost? Că 5-6% cu ele. Ce vorbim? Pentru cei din industria turismului. Sigur că nu sunt privați? Eu zic că da. Păi sunt privați, păi au beneficiat, sunt, da. Deci nu asta e problema, dar e da de ce neetică. Dacă unii să primească alții, fie nu? Dar pensiile speciale, că doamne iartă-mă de etice, mai sunt domnule Cazan. Păi ce mai aveți cu noi doi acum, da? Noi parlamentarii nu, dumneavoastră. Alea care mai sunt. Că mai sunt multe pensii speciale în țară. Eu îmi doresc ca cel mai scurt timp să vină un proiect de lege să eliminăm pensiile speciale ale funcționarilor parlamentari. Neapărat. Da, n-am deci nicio problemă. Asta, aceste pensii speciale trebuie să dispară. Eu tocmai aștept și la magistrați, chiar dacă o vor declara iarăși neconstituțională, dar după ce salarii, indemnizații, salarii ce au să vii să mă iei și... E complicat așa de explicat. Dar sunteți parlamentari, sunteți deputați. Păi da, dar e neconstituțional. A fost odată încercarea și n-a ieșit. A fost încercarea odată și nu a ieșit. Dar în ceea ce privește principiile pensiilor magistraților, sunt venite de la Uniunea Europeană, dar în monor... Ce noroc. Ce noroc, da, pe unii. Ce noroc pe unii.
Dar trebuie să avem în vedere că ele nu vor mai putea să mai depășească sau chiar dacă nu le putem anula de tot, n-ar trebui să mai fie posibilitatea să depășească ultimul salariu aflat în plată. Asta înseamnă impozitare la ceea ce este acum în plată, că altfel n-aveți ce face. Păi da, da. Măcar să întoarceți o parte din ei la bugetul de stat prin impozite. Măcar atât. E destul de complicat în sensul ăsta, pentru că ar trebui după aia o să vină că sunt neetice și iar Curtea Constituțională vine și spune că nu poți să impozitezi pe unii și pe ceilalți să-i lași neimpozitați. De cred că păi nu, singura plafonarea la un anumit... exemplu. Da, plafonarea cred că este singura soluție din punctul meu de vedere, dar să nu-ți depășească ultimul salariu pe care l-ai avut sau o cotă parte. Spune că până la 60%, da, până la 60% poate să însemne și 50%, poate să însemne și 40%. Da, e ar fi bine să se întâmple, cu cât o fi, numai să se întâmple. Cu 40, cu 50, mai să vadă măcar cineva să facă ceva în sensul ăsta. Dar de câte ori se încearcă... Era cu 80%. Era cu 80%, da. De câte ori se încearcă o mică modificare în domeniul acesta, iese un mega scandal public și așa, și până la urmă se pune batista pe țambar și nu se mai întâmplă nimic. Da. Și aici am încheiat discuția. O să devină o problemă și pentru sistemul judiciar în viitor, pentru că orice magistrat care are posibilitatea de a ieși la pensie va ieși în secunda 2 cu o pensie mai mare decât salariul. Bun, haideți să punem și o concluzie aceste emisiuni, că trebuie să închidem. Doamna Oteșanu, ce ar trebui să înțelegem? Poți să ieși din aria de discuție de până acum? Vă rog, puteți. Mă duceam spre proiectul președintelui România Educată, vorbesc foarte puțin, am două chestiuni de spus aici. Una este scrisoarea deschisă a academicianului Nicolae Manolescu, când spunea că prima dată ne avem grijă de instrucție, de instruire și după aceea ne gândim pe partea de educație. Iar a doua se referă la faptul că ieri, stimată doamnă și drag coleg, s-au împlinit 200 de ani de la nașterea lui Vasile Alexandrii și tot vorbim de România Educată și mi s-ar fi părut normal ca anul acesta să se numească Anul Alexandrii. Da, și mie, dar unii sunt în concediu, doamna Oteșanu, la mare. Uite domnule ce Cazan, să vezi, Alexandrii s-a găsit să nască vara. Da, ați văzut ce ghinion. Domnule Cazan, concluzie. Concluzie, PNR-ul va veni cât mai repede posibil. Domnule, chiar sunteți politician pe bune deja. Aveți... Tot țineți așa, adică chiar... Reforma, da, dar puteți să faceți o reformă chiar pe bune, să nu moară oameni când faceți reforma aceasta? Statul de drept, ce vorbim? Dumneavoastră n-a murit decât un pic. Nu. Domnule, a murit. Omul acela a murit. Directorul acela a murit. Din cauza unei propuneri de hotărâre. În ziua în care s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Eu uite ce coincidență. Știți, eu nu prea cred în coincidențe, domnule Cazan. Nu să credeți? Se mai întâmplă. Am înțeles. Doamne și domnilor, se mai întâmplă. Aceasta este concluzia acestei emisiuni. Trebuie să vă urez o după amiază plăcută. Ne vedem și mâine. Ne luăm la revedere de la Daniela Oteșanu și Laurențiu Cazan. Eu sunt Magda Popescu și vă spun la revedere. La revedere. La revedere.